ocazie, ai emoții, că eu am de leșim. Tu ce zici? Am? Eu ți-am vorbit frumos, n-am dat cu toporul. Nici eu. Nu, n-am. Ce ți era așa greu să răspunzi? Păi da, ți-am răspuns. A cui credeți voi, dragilor, că este această superbitate? A domnului Manea Constantin din Călăraș, adică subsemnatul. Și stop! Mersi, foarte bine! Cif! Un pic mai dă viața, adică subsemnatul, să o arăt, sac și pac, că am luat un Logan. Adică subsemnatul. Dele, spune-mi și mie, tu ce crezi, că noi îți vrem rău? N-am zis așa ceva. Că suntem hrăpăreți și eu și măta și vrem să-ți facem rău? Dar nu e vorba de asta. Te rog și eu frumos, răspunde-mi la ce te întreb. Zi. Nu cred așa ceva. Atunci termină cu prostiile astea și pune mâna și semnează contractul, că mă așteaptă omul ăla de mult. Da, dar nu-i drept. Mașina mea și-am câștigat, deci vreau și un stocul măcar un an, doi. Te implor, te rog mult de tot, tati. Tu iar începi? Nu încep nimic. Ba da, încep să ne bați la cap ca tâmpita. Ziceai că ai înțeles și acum te porți ca și cum nu. Te rog eu, tati, mașina mea, eu am câștigat-o, te rog eu. Eu credeam că am fost om cu tine și ți-am explicat care e situația exact. Deci vrei sau nu? Nu. Foarte bine, Delia. Dar să fie clar, cu mine și cu maică ta s-a terminat tot. Cum adică? Adică n-ai decât să-ți iei mașina și să te speli pe cap cu ea. Dar la mine în casă n-ai ce să mai stai și pentru mine nu mai ești copilul meu. De la noi nu mai pun nimic, dar absolut nimic. Hai, ia-ți mașină. Dar nu-i corect. Că n-am ajuns bătaia ta de joc. Nu vrei, foarte bine. Ba, ceau și la revedere. Am ajuns eu să mă rog de tine după ce te-am crescut în puf și te-am spălat la cur de căcat? Mă, ținu-ți un pic de rușine, mă? Zi-mă, nu ți-e rușine? Păi noi, dacă noi eram acum bolnavi, ne lăsai pe drumuri, mă. Ne lăsai să murim prin azile și prin spitale. Nici nu ne îngropai. Ne lăsai dracu, ne îngropați pe câmpuri. Nu-i adevărat. Hai, lasă-mă-n durerea mea. Nu vrei foarte bine. Dar eu să nu te mai văd în ochi. Să stai să plângi acolo pe pietrele alea. Vedeta lui căcat.